cărțile unei cărți, pui cartea repede. Unde, cum mai mergem? Mergem în metro, ni se face prea somn, sună telefonul, sună, se întâmplă ceva, o punem, o răsturnăm cu fundul în sus și apoi, revenim. Și ne așteaptă. Și cartea e acolo și ne așteaptă și se dezvăluie și firele se îngălbenesc. Și altfel scriem sunt astăzi, altfel e scris aici sunt, se transformă lucrurile, ne transformăm, ne transformă o carte. Despre asta sunt convinsă că sunteți convinși dinainte. Și noi acționăm, noi dăm valoare unei cărți iubind-o, prin interesul, prin atenția, prin relația pe care o stabilim cu o carte. Se întâmplă și eu nu fac un secret asta, să mai zboare cărțile. Te enervezi. Se întâmplă să... Mi s-a întâmplat vreodată să vă enerveze o carte. Să vă râs, de fapt, vă război, vă... sentimentele sau afectele sau atitudinea noastră față de niște idei cu care se întâmplă să nu fim de acord sau să ne bicure lacrimile, așa, în tinerețe se întâmpla mai des, eu știu, pe paginile unei cărți, pe ecranul unui computer, laptop, bico, iPod, MyPod, e mai greu să pice lacrimile că se strică. Cartea nu suportă, draga de ea, cartea ne suportă lacrimile, cartea... ne suportă și agresiunile. Ne enervăm, dăm cu cărțile de tot pereții. În prag de examen, repede, facem rost de o carte. O copiem, o agresăm. Cum se copiază? Pe vremuri, a copia o carte, copiai de unde făceai la teze, făceai copiuțe mai din manuale, de unde puteai. Astăzi mergi la un aparat și trântești o carte așa și pe o parte și pe alta, ți-o fotografiază și în felul ăsta se multiplică, dispare. Din ce în ce se pierd. Se pierd caracterele, se pierd literele, pierdem ceva. Pierdem ceva din chestia asta care este legătura a cărții. Pe mine când eram foarte mică, îmi spunea mama, ai grijă de cotorul cărții. Credeam că cartea are un cotor cum are un măr. Adică trebuie să mănânci cartea ca să ajungi la cotorul ei. Cum vine cotorul unei cărți? Cotorul unei cărți e un soi de liant, un soi de, hai să-i spunem, coloană vertebrală, un soi de legătură ce ține la un loc foile. Altfel la pierde, s-ar amesteca. Deznodământul ar deveni început. Începutul s-ar pierde într-un fel de mijloc, momentul cel mai înduioșător ar fi concluzie. Cine știe, poate că ar fi mult mai trist. În ceea ce mă privește, sunt îndrăgostită de cărți. Îmi sunt dragi ca... Am o relație specială. Am cărți pe care le citesc, le recitesc, dar mai ales le-aș ține aproape. Le-aș tipăi. Mă mut dintr-un loc în altul. Plec într-o scurtă călătorie și îmi iau multe cărți cu mine. E limpede că nu o să le citesc. Asta e clar. Nici n-am timp. Și totuși le simt ca pe niște piloni. De ce? Îmi sunt
prieteni, sunt prieteni de nădejde. Iarăși vă fac o confesiune. N-am fost o elevă strălucită, din păcate. Asta e adevărul. Și dacă voia să mă găsească cineva, mă găsea în bibliotecă. Chiuleam mai pe scurt, chiuleam frecvent. Și mă repezeam în biblioteca școlii, pe care o devoram, sigur că o mare plăcere era să mă cocoț pe o scară pe care o găsim undeva, totdeauna probabil, în sările de biblioteci, și acolo mă uita Dumnezeu, atârnată, cocoțată, bine, în anii de liceu și cei care erau înainte, citind cărți. Citadela a fost o carte împotriva căreia m-am răzvrătit. Nu înțelegeam cum devine cu regula jocului la o vârstă la care aș fi dat peste cap toate regulile, la care aș fi stricat toate jocurile. Probabil însă că, intrând într-un fel de conflict cu această carte, într-un fel de opoziție, căutându-mi argumente în sinea mea, desigur, cu care să opun teoriilor, ideilor, de fapt, clădeam în mine, fără să o știu, îmi construiam matca pentru lava vulcanului ce avea să se erupă mai târziu. Asta înseamnă cărțile pentru mine. Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați îngăduit să vă fac această confesiune și încă o dată mulțumesc organizatorilor de a mă fi invitat.